Domnul Valentin, vă deranjează, vă primiți de la eu cabinet, să vă ghelicez. Am o rugăminte, să mă lămuriți o întrebare, mai pot să rezolv. Mi-a făcut soția. Da. Am pus strada câte 3.000 de lei. Oho. Au făcut șoseaua, dar șoseaua cred că nu-i pe planul nostru. Și am făcut un șanț de-a lungul șoselii și are poate 80 de centimetri de la gard. Și acum plouă, șanțul se distruge, ca tot e șanțul de gard, dar să ne se răschească șanțul. Dar eu la 80 de ani de unde să eu bani să le repar. Și la poartă mi s-au făcut tot șansul, după ce fac podeț. Podeț nu am mai dar făcut. Dar cu ei să dați 3.000 de lei? Cu primăria împreună am făcut noi. Aha. Da. Adică v-au făcut și în grădină acolo, în trare? Nu am mai făcut nici numai așa, așa. Așa a luat pe drum și gata. Nu a făcut nici. Dar ce să ceară și mulți bani? Câte 3.000 am pălit? Câte 3.000, dacă are mașină, îmi da 3.500. Asta încă o dată ce sat? Sat Ghelicieni, raionul Telenești. Da, și dumneavoastră cum vă zice? Acum ascultați, eu am fost la primărie, ia cam un pășesc luni în urmă și am rugat să-mi iei cu obiectul. Mi s-a omorit bărbatul, lumea stărie și intra în o gradă. Și m-am dus. L-am rugat să ne... Eu ca să mă duc la televiziune și să vă aduc televiziunea. Dar el o luat la o litrină, eu trimis doi bărbat cu roaba, dacă mai știm drept, și veniți și unde într-o fel aia a venit și vă aduc să vă fac podul. Dar eu zic, dar știți, mă... de ce ați venit cu roaba? Adică atunci voi năsăpul ăsta. Eu zicea că de la băt a ieșit o familie ușcată. Un sărai și avea cochile de lut și o duc eu cochile de lut și pun acolo. Da, da. Dar eu zic, ori să mă puneți mine și m-a răsturnat, facem podul la poartă. Cum? Nu vă spăriesc când i-ați văzut? Eu de-am făcut cruci și am dus așa în primărie. Eu acum mă duc la Chișinău. Știi, Nicolae, la zis că mă duc la Chișinău. Dar eu nu primăz băiat și este, fiindcă a murit bărbatul, le-a dat și eu pe aia și tot dus acasă, tot a rămas așa. Și tot ați rămas fără podeț, da? Păi, dar nu numai la mine, încă la mine e și da, să vedeți încolo de vale, doamne ferești, precășunile. Șantul este așa de urât, se dărâmă. Am o plouat și tot. O plouat și la dumneavoastră, da? Poftim? O plouat și la dumneavoastră. Așa, o plouat, o turnat cu scăldare. Strașne. Și vreau să mă ajutați, ce să fac, ce mi propuneți? Noi, desigur, cazul este o să mediatizăm, o să filmăm și o să publicăm. Da. Și poate contactăm pe domnul primar, să întrebăm. Cum îi zice dumnealui? Rotar Nicolae Vladimirovici. Da? Tânăr, în vârstă? A, o să mă poate un an, doi la pensie. Aha, ca să știm cum să vorbim. Cu tineri mai altfel, cu da, în vârstă da, mai altfel. Da, da. Bine, vă mulțumim de sunet. Da, o să vă comunicăm. Da. Eu mai mă duc la Chișinău și nu știu, aș vrea să știu rezultatul și... O să vă telefonăm și o să vă spunem. E bun. M-a iertat? Da, fiți sănătoasă. Mulțumim de sunet. O zi bună. Cu bine. Toate bune.